Salut, eu sunt Sorin de la Killer Bananas, iar azi vorbim despre această relație între Asami și Korra, relație care pare că este confirmată în finalul Avatar Korra, dar ne lasă așa cu mai multe întrebări. Bun, dar înainte de a începe clipul de azi, nu uitați să distrugeți butonul de like, cel de subscribe, dar și clopoțelul, pentru că veți avea ce să vedeți pe aici. Bun, hai să începem! Am mai vorbit despre Korra în trecut aici pe canal și vă spuneam despre acest personaj în clipurile respective mai multe, dar se pare că un lucru a rămas așa neclar la finalul serialului. Și anume dacă Asami a ajuns să fie împreună cu Korra, pentru că din ce părea la final, ele parcă ajung să fie un cuplu. Pe parcursul întâmplărilor pe care le vedem în Avatar Korra, nu pare în niciun moment că Asami și Korra aveau o afecțiune una față de cealaltă care să depășească nivelul de prietenie. Adică ele erau două prietene foarte bune care se ajutau reciproc, dar fiecare avea viața ei romantică separată. Shipul dintre Asami și Korra a fost sugerat de primul scriitor, cel care s-a ocupat de primul sezon, adică Bryke, mă rog, Bryke pe scurt e numele său. Acesta a spus că, da, într-adevăr, Asami și Korra sunt împreună, deci el a confirmat această treabă, dar a confirmat-o verbal, n-a confirmat-o prin evenimentele din serial. Lucrul ăsta, na, lasă așa să te gândești la faptul că totuși nu s-a făcut un build-up în momentul în care Korra să ajungă împreună cu Asami. Ba chiar, cred că ne-a luat pe toți prin surprindere atunci când în ultimul episod din Avatar Korra ele parcă sunt împreună și nu prea, adică te lasă pe tine, cel care privești, să decizi. Dar din ce pare, cam așa este, adică Korra și Asami ajung să fie împreună într-un fel. Chestia asta se datorează celui care a făcut primul sezon, cu toate că el a renunțat între timp, deci scriitorii de la Avatar Korra s-au schimbat așa de-a lungul timpului și nu mai știa exact care cum este, adică era cam complicat să-ți dai seama. Adică ceea ce vreau să zic este că în fiecare sezon din Avatar Korra a apărut și câte un scriitor nou. Și acest lucru cumva a influențat, nu știu, parcursul poveștii, dacă vreți, că scenariul s-a tot schimbat și poate că și din cauza asta Korra este considerată a fi de mult un adevărat mess, știi? Adică n-a fost pe placul multora acest serial. Deși da, principalii scriitori care s-au ocupat de Korra s-au ocupat și de Avatar de Lester Bender, probabil că faptul că aceștia lucrau și la Futurama în același timp a afectat calitatea poveștii pe care am văzut-o în Avatar Korra. Poate că cei care au lucrat la serial au greșit aici și au considerat că avea grijă de o persoană bolnavă, îmbrățișările, dar și ținerea unei alte persoane de mână ar fi suficient pentru ca cei care urmăresc serialul să-și dea seama de faptul că aceste personaje sunt într-un fel împreună. Dovada este că reacția fanilor n-a fost cea scontată, adică ei se așteptau la cu totul altceva și chiar a luat prin surprindere relația lui Asami cu Korra, crezând că gesturile astea de afecțiune a lui Asami față de Korra erau gesturile ale unei prietene apropiate, ceea ce vă zic că și mie mi s-a părut într-un fel, adică nu mă așteptam ca ele să ajungă împreună. Și aici cred că este vina scriitorilor, cred că au greșit puțin ideea. Poate trebuiau să facă puțin mai mult ca să aducă mai multe hints asupra faptului că ele putea fi împreună sau se vrea fi împreună. Și nu știu, poate că din cauza asta mai toată lumea s-a mirat de acel final weird cu ele împreună și pe bună dreptate, adică chiar te făcea să te întrebi la sfârșit sunt împreună sau nu, sau ce s-a întâmplat acolo, că nu prea înțeleg de ce se duc amândouă așa și mă rog, Avatar Korra, v-am zis, a trecut prin multe schimbări de-a lungul timpului, scriitorii s-au mai schimbat și automat când schimbi, nu știu, ideea principală, sursa, lucrurile se schimbă și ajunge să, nu știu, să apară un adevărat, să devină un adevărat mess per total, știi, ceea ce crezi dacă vin mai mulți să schimbe ideile tale. Deci, cred că asta s-a întâmplat cu Korra, poate că, cine știe, primul scriitor asta își dorea, el a și confirmat faptul că ele două sunt împreună, dar nu s-a văzut în serial, știți? Și asta a fost mai weird, așa.
Dar el asta probabil își dorea din primul sezon, ca cele două să fie împreună. Au ajuns să fie împreună, dar nu așa cum ar fi vrut doi. Cred că le-a și fost puțin frică scriitorilor actually de a face ceva de genul, și anume să arate mai clar faptul că cele două personaje sunt împreună. De ce le-a fost însă frică? Nu știu. Poate că era mai bine încă de la început să nu mai existe acel ship cu Mako și să se sară direct la Asami. Oricum v-am zis și în clipul cel pe care l-am făcut despre Cora, că relațiile din Cora sunt all over the place, adică nici nu mai înțelegi cine ține la cine, cine e cu cine. Nu mă mir într-un fel că s-a întâmplat chestia asta cu Cora și cu relația ei cu Asami, că n-a ajuns să fie ceva prea clar. Na, rămânem cu asta, și anume cu faptul că Asami și cu Cora sunt împreună, dar în Avatar Cora nu prea se vede acest lucru, nu se distinge și it's a bit weird, așa. Voi ce spuneți așa despre această relație dintre Cora și Asami? Lăsați un comentariu mai jos și vom mai vorbi. Oare o să mă pui la final? Smile întors. Patiu!